13 septembrie, zi cu ghinion pentru o conducătoare auto care a trăit clipe greu de uitat. Accident cu posibil victime, așa a sunat apelul pe 112 marți dimineața. O mașină s-a răsturnat pe Muntele Meseș după ce nu a adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă, a pierdut controlul volanului și a ajuns pe pavilion, susțin participanții la trafic. Se pare că femeia a reușit să iasă singură din autoturism. La fața locului au fost solicitați pompierii cu descarcerarea și un echipaj smurd. Conform celor relatate de purtătorul de cuvânt, Lucian Jacodinu, a fost nevoie de intervenția pompierilor cu descarcerarea. Femeia a primit îngrijirile medicale de la echipajul smurd la fața locului, aceasta a refuzat să fie transportată la spital.